Dr. Brândușa Cimpoca este unul dintre medicii români care s-a supra-specializat în medicină materno-fetală la Londra și a lucrat chiar cu faimosul profesor Kypros Nikolaides, supranumit de altfel părintele medicinei fetale. A urmat stagiul de pregătire în medicină materno-fetală la King's College Hospital, unde de altfel a și lucrat aproape 3 ani, obținând the diploma in fetal medicine, una dintre cele mai prestigioase diplome din lume. Românca a debutat și într-un film documentar care a primit premiul BAFTA. Ați apărut în serialul documentar Chirurgi Vizionari de la Netflix, chiar în primul episod, și aș vrea să ne povestiți puțin despre această experiență, pe de o parte, și pe de altă parte să ne spuneți ce înseamnă pentru dumneavoastră a fi chirurg vizionar, pentru că și ginecologul obstetrician este un chirurg. Așa este. Înainte de pandemie, o echipă de la BBC a vrut să facă un documentar despre profesor Nikolaides și au filmat în Institutul de Medicină Materno-Fetală de la Londra, de la King's College. Apoi filmul a devenit un episod din serial. Serialul are 4 episoade, dacă nu mă înșel, și este despre niște chirurgi revoluționari. Chirurgi excentrici, pentru care munca lor a schimbat destine. Cel despre medicină materno-fetală este despre profesor Nikolaides, care este cel care a introdus în această specialitate, sau cu care a început această specialitate, și el împreună cu profesorul Irville au făcut prima operație intrauterină la gemeni monocorionici cu complicații și au folosit fibră laser pentru a separa cele două placente, a separa placenta în două entități diferite. În românește este tradus chirurgi vizionari. Cred că este o traducere bună. În engleză este un pic mai chirurgical. E the surgeon's cut. Pentru medicină materno-fetală, faptul că există posibilitatea de terapie intrauterină, fie că vorbim despre sarcinile monocorionice cu gemeni identici care au complicații, care ele nu sunt foarte numeroase, pentru că din fericire gemenii monocorionici, majoritatea dintre ei, 75%, se nasc fără complicații. Dar există terapie intrauterină, de exemplu transfuzie pentru făt, în cazul în care fătul are anemie, și aceste patologii sunt mai frecvente. De exemplu, într-o mamă cu izoimunizare în sistem RH, o mamă cu RH negativă, care a fost sensibilizată anterior la RH pozitiv, poate să formeze anticorpi care să atace hemoglobina fătului. Și atunci fătul devine anemic. Printr-o transfuzie intrauterină, în cordonul umbilical sau poate chiar în inima fătului, se poate transfuza o cantitate suficientă de sânge ca bebelașul să poată să continue sarcina și să se nască aproape de termen sau poate chiar la termen. Mai există posibilitatea de a face terapie intrauterină cu alte patologii din sfera malformațiilor urogenitale. Iarăși, și pentru acești copilași poate să fie salvarea terapia intrauterină. Deci faptul că profesorul Nikolaides împreună cu profesorul Yves Ville au dat startul acestor terapii e foarte bine și cred că amândoi sunt vizionari. Profesorul Nikolaides este o persoană care a susținut mereu ideile crețe și de cele mai multe ori au dat roade și au devenit rutină pentru departamentul nostru. Ce înseamnă pentru dumneavoastră a fi chirurg vizionar? E o întrebare foarte bună. Chirurgii, cred că e foarte important să le explice pacientelor sau pacienților beneficii și riscuri.
și să ghideze pacienta în luarea deciziei. Și cred că astfel îi oferă pacientei viziunea și să primească ea informațiile și apoi împreună cu familia, dacă e nevoie, să ia decizii asupra sarcinii ei. Chirurgia materno-fetală în România este cumva la început de drum. V-ar tenta să mergeți pe calea asta? Din fericire, există terapie intrauterină în România. Terapia laser există și în sistem de stat și e foarte bine. Sigur că este foarte tentant să poți să ajuți. Nu e suficient ca un om 2, 3, 5 să știe să facă terapie laser, de exemplu, dacă nu au paciente care să fie trimise. Deci cred că ar trebui răsturnată puțin piramida și să existe un screening populațional și apoi să se selecteze cazurile care să ajungă la chirurgi. V-ați uitat la serialul de pe Netflix, cu siguranță. Cum vi s-a părut atunci când v-ați văzut în film? Am avut o relație foarte bună cu echipa de filmare și mi se pare că regizorul a făcut un lucru extraordinar, motiv pentru care a și primit premiul BAFTA. A reușit să contureze povestea foarte emoționantă, fără a premedita. Totul a fost real și a știut să urmărească nuanțe perfect, încât a transmis celui care se uită la serial exact tensiunea, bucuria, tristețea, melancolia care se găsesc într-o cameră unde are loc o consiliere pentru o sarcină cu probleme. Și mi se pare minunat că nu arată doar succesul, ci arată realitatea. Uneori se întâmplă ca operația să nu aibă o rată de succes 100% și este cinstit să recunoaștem asta. Până la urmă, acest film, să înțeleg că nu a fost regie, ci a fost realitate. Corect, a fost un film documentar. Da. Tot așa am primit o lavalieră și am fost lăsați să ne desfășurăm activitatea după ce pacientele au semnat un consimțământ că sunt de acord să fie filmate. A fost un consimțământ în două etape, o dată pentru a fi filmate în timpul procedurilor și apoi dacă acceptă să apară în film. Ca o concluzie, cum vi s-a părut această experiență? A fost amuzant, mi-a plăcut foarte mult să cunosc oameni care înțeleg cât de importantă este această specialitate. Și mă bucur enorm pentru James că a câștigat premiul BAFTA. Îl merită din plin, au muncit foarte mult pentru asta și sper să îl mai vedem și să mai auzim de filme regizate de el și să primească premii. Cum ați defini medicina fetală a anului 2021 pe Mapamond și în România? La nivel global, țările bogate oferă foarte multe. Iar țările mai puțin bogate ar trebui să ofere minimul la maximă calitate. În România cred că sunt locuri în care se face foarte bine, dar din păcate există locuri unde nu există de acest departament. Și dacă s-ar putea cumva egaliza, cred că asta ar îmbunătăți calitatea vieții cuplurilor și ar ușura munca medicilor obstetricieni.